Bună ziua și bine v-am regăsit la Cartea la Minudeas, care este jurnalul unei fete greu de mulțumit de Jenny Acterian, apărută la Humanitas în multe ediții, mai recent într-o ediție de lux, bestseller, în fine. De ce? Pentru că autoarea Jenny Acterian este o domnișoară care a trăit în Interbelic, i-a cunoscut pe cei trei mari, Eugen Ionescu, Emil Cioran și Mircea Eliade, dar și pe alți intelectuali, la care unii se închină și acum. Cum ar fi Petrețuțea, Marieta Sadovan, Cela de la Vrancea, Mihail Sebastian, Nae Ionescu, etc. Mai întâi trebuie menționat că nu este o operă literară. Autoarea n-a vrut să publice niciodată, a fost doar un jurnal în care își scrie gândurile, frustrările și ceea ce îi se întâmplă, multe lucruri negative care îi se întâmplă, multe ratări pe care le are. În fine, nu este o operă elaborată. După moartea ei, fratele l-a păstrat și l-a dat publicității. Probabil că valoarea documentară a lui contează cel mai mult, deși până la urmă ceea ce scrie ea sunt perspective pur subiective. De pildă, prima impresie față de Eugen Ionescu a fost că e teribil de simpatic și odată cu asta a urât foc. O carte din Mihail Sebastian, Femei, o găsește de un sentimentalism mandolinar. După ce scrie Lumina de se stinge, consideră că Eliade e foarte simpatic și inteligent ca om, dar cărțile sale sunt destul de idiote, iar pe Noica îl găsește un ipocrit chiar și față de el însuși. Prime impresii care după aceea se mai estompează pentru că cu acești oameni ea urmează să aibă niște relații superficiale, într-adevăr, de prietenii intelectuale, dar cam atât. Ce remarcăm? Remarcăm etapele vieții ei. Începe de la liceu, când îi place foarte mult să citească, începe să aibă gusturi pentru lectură, gusturi destul de puternice și destul de tari. După aceea intră la Facultatea de Filozofie, unde de asemenea întâlnește o lume pestriță, cu profesori, unii mediocri, alții mai geniali, cum ar fi Nae Ionescu, evident. Dar, dincolo de asta, e o persoană destul de angoasată, care are o spaimă de moarte continuă, o persoană destul de orgolioasă și destul de leneșă, căreia îi place doar să citească, să învețe, vrea să urmeze un doctorat sau niște studii la Sorbona pe logică matematică, nu reușește. Izbucnește războiul și simte că se ratează. Se angajează până la urmă la o companie de stat care se asigure supraviețuirea. Începe să aibă o viață mai boemă. Îi place foarte mult teatru. Și are o legătură amoroasă, prima ei legătură amoroasă, cu Alexandru Dragomir, un filozof despre care s-a auzit mai recent la noi ca fiind eleva lui Heidegger, dar o persoană destul de ciudată, pe care ea îl și urăște, îl și iubește în același timp. Notațiile despre această dragoste țin cam un an de zile. De pildă, spune că îi văd toate micimile, toate lipsurile și ceea ce e mai important decât orice, văd că are un Weltanschauung dezvăluit la gunoi. E o încălcitură existențială, științifico-mistică în capul lui, care mă deprimă, mă dezarmează și mă amuțește. Și are o siguranță extraordinară, pocnește de certitudine. E adevărat, Jenny Acterian este o persoană care îi plac foarte mult sofismele, îi place să se joace cu cuvintele, cu raționamentele, are mai multe opinii, mai multe puncte de vedere, o persoană foarte deschisă, fiind inteligentă, ironică, este o mare plăcere să îi citești jurnalul. Deși se becărește de multe ori, se simte de multe ori ratată și că joacă o farsă sinistră în această viață. Din păcate, norocul nu a fost foarte bun cu ea și cred că după ce închidem cartea, putem să ne facem o imagine despre o personalitate destul de zbuciumată din intelectualitatea noastră din totdeauna. Citiți-o, nu veți fi dat pe spate, însă,
pe alocuri sau deseori veți citi notațiile de jurnal cu mare plăcere. Până data viitoare, la revedere!